Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a prezentat un rezultat estimativ al turiștilor care și-au petrecut sărbătorile pascale în Suceava, declarându-se mulțumit de situația înregistrată de unitățile de cazare. Peste 25.000 de turiști care au vizitat județul Suceava, misiunile noastre, alții dintre ei care au fost cazați și la case particulare, dar am fost vizitați de peste 25.000 de turiști în această perioadă, mă refer la intervalul din vinerea Paștelui până luni. Dar este un calcul preliminar. Cu vârfuri, după cum știți, în zona Gura Humorului, Vama, Sucevița și un grad destul de bun de ocupare și în celelalte zone, Vatra Dornei, Mălini, Câmpul Lung Moldovenesc. N-am avut evenimente, să spun așa, nedorite. Organele de ordine au fost la post, chiar a fost nevoie să solicit să intervină forțe suplimentare pentru dirijarea traficului și acest lucru s-a întâmplat în anumite zone pentru evitarea blocajelor în trafic. Gheorghe Flutur a mai precizat că au fost foarte mulți turiști din Cluj și București, iar acest lucru se datorează faptului că DN17 este într-o stare foarte bună. Președintele Consiliului Județean este de părere că și în continuare trebuie luate măsuri pentru ca trendul pozitiv în ceea ce privește turiștii care vizitează Suceava să fie menținut. Din păcate, verificările comisarilor pentru protecția consumatorilor în această perioadă, în rândul unităților de cazare, nu au fost lipsite de abateri. Astfel s-a constatat că unele unități nu aveau afișate tarifele de cazare la recepție și de asemenea lipseau certificatele de clasificare. De remarcat este faptul că de la sărbătorile de iarnă și până în prezent s-a înregistrat un real progres în ceea ce privește alinierea la normele legale, ceea ce înseamnă că la acea perioadă unitățile de cazare nu erau tocmai la standardele necesare. Totuși există și un aspect pozitiv. Cu toate că numărul de turiști a fost relativ mare, nu au existat reclamații în ceea ce privește unitățile de cazare turistică și alimentație publică.